dintre cele patru vaccinuri, pe care îl recomandați, de exemplu, celor care suferă de alte boli grave? Oricare dintre ele poate fi administrat. Nu există niciun fel de recomandare științifică care să propună un anumit vaccin pentru o anumită categorie de pacienți. Important este cel care este disponibil primul să fie și efectuat, pentru că, vă spuneam, suntem într-o luptă destul de acerbă cu acest virus. Există chiar studii care ne spun că varianta braziliană a coronavirusului se pare că este mai rezistentă în fața anticorpilor. Asta nu înseamnă că anticorpii nu mai sunt eficienți, ci că e necesar o cantitate mai mare de anticorpi neutralizanți pentru a elimina această variantă braziliană. Acest lucru ne aduce în prim plan îngrijorarea faptului că la un moment dat virusul, încercând să scape de sistemul nostru imunitar, este posibil să-și modifice structura de suprafață, astfel încât vaccinurile acestea să nu mai fie eficiente. De aceea cred că autorizarea a cât mai multor producători și creșterea capacității de vaccinare reprezintă singura posibilitate de a ne relua viața normală.